Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru dragii mei nativi din zodiile Taur, Fecioară și Capricorn de la persoana dumneavoastră dragă. Începem cu nativii din Zodia Taur. Să vedem ce ar dori persoana noastră dragă să vă transmită. Primul mesaj. Îmi pare rău că nu ți-am oferit atenția pe care o meriți dacă sunteți separați, se pare că acum îi pare rău, că nu vă acorda mai multă atenție. Nu îndrăznesc să spun ce simt pentru tine. este teamă să vă contacteze, poate așteaptă să faceți noastră primul pas către această persoană. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. E conștientă persoana dragă ca a sabotat relația dintre dumneavoastră și dânsa și ar vrea să se împace cu dumneavoastră. Te pot avea oricând îmi doresc. O părere greșită, dar este părerea persoanei dragi. Sunt gelos pe toată lumea din preajma ta. Da, încă se mai gândește la dumneavoastră persoana dragă. Nu s-a împăcat cu despărțirea. Și visează ca într-o bună zi să fiți din nou împreună. Haideți să vedem uh, ce vă lipsește momentan, și în curând se va îndrepta către dragii mei nativi din Zodia Taur. Și avem succes! Super! Deci veți avea mult succes, mai ales în iubire. Se pare că dacă lucrurile nu au funcționat așa cum trebuie cu această persoană. În curând, o persoană mai potrivită se va îndrepta spre dumneavoastră și veți avea mult succes. Haideți să vedem. Acum, vă rog să vă puneți o dorință, dragii mei nativi din Zodia Taur, să vedem în cât timp se va îndeplini dorința dumneavoastră. Și avem în următoarele câteva săptămâni, iată! Până la sfârșitul anului, este posibil să întâlniți acea persoană care să vă facă fericiți și să aveți un mare succes în curând. Haideți să vedem și ce ar trebui să faceți noastră pentru a avea o relație armonioasă cu persoana dragă, pentru nativii din Zodia Taur. Nu-ți schimba personalitatea, nu uita că sunteți împreună pentru că el te place așa cum ești. Cu siguranță, cine vă iubește, vă acceptă așa cum sunteți. Nu încearcă să vă schimbe, iar dacă nu vă acceptă așa cum sunteți, înseamnă că nu sunteți potriviți unul pentru celălalt. Trecem mai departe la nativii din Zodia Fecioară. Să vedem. Ce dorește persoana dragă să vă transmită? Primul mesaj. Sunt pregătit să spun ce simt pentru tine. Persoana dragă vă iubește și se pare că este pregătită să-și deschidă inima în fața dumneavoastră. Ai răbdare, poate este mai timidă. Sunt prietenul tău cel mai bun, deci e dispus să, să vă ajute persoana dragă și este încântată să-i cereți ajutorul, face, ar face orice pentru dumneavoastră. Deși mă por ca și cum nu-mi pasă de tine, de fapt îmi pasă foarte mult. Am nevoie de tine. De aceea, se pare că s-a decis să vă spună și să recunoască ceea ce simte pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă lipsește momentan, și în curând se va îndrepta către dragii mei nativi din zodia fecioară. Și avem vindecare. Iată. Deci, se pare că este momentul să vă acordați atenție, mai multă atenție să încercați să eliminați anxietatea, gândurile negative, să vă concentrați pe vindecarea noastră, să lăsați rănile din trecut în trecut și să priviți înainte cu optimism. Haideți să vedem în cazul în care dumneavoastră doriți să vă puneți o dorință, ce, în cât timp se va îndeplini aceasta pentru nativii din Zodia Fecioară. și avem <hâ> ai răbdare. De deci se pare că și persoana dragă vă roagă același lucru, să aveți răbdare, pentru că până la urmă lucrurile se vor rezolva și totul va ieși așa cum vă doriți. Dar se pare că momentan poate și dumneavoastră și persoana dragă trebuie să acordați mai mult timp vindecării personale și poate chiar reușiți să vă vindecați fiind alături unul de celălalt. Haideți să vedem și un sfat de la biletele pentru armonie. Ce ar trebui să facă nativi din Zodia Fecioară pentru a avea o relație armonioasă cu persoana dragă? Nu interiorizați durerea, iată, din potrivă, exteriorizați toate gândurile negative, anxietatea, nu, -ă, nu subestimați impactul pe care emoțiile negative le pot avea asupra stării de sănătate. Da. Deci este imperios necesar să vă concentrați pe propria persoană și pe propria vindecare în acest moment. Și să aveți răbdare, să abordați cu calm orice problemă din viața dumneavoastră, pentru că în momentul în care veți fi vindecați, veți depăși cu succes orice obstacol. Dar nu trebuie să lăsați emoțiile negative să vă domine. Deci, încercați să le înlăturați din mintea dumneavoastră și din sufletul dumneavoastră să gândiți pozitiv, pentru că, iată, persoana dragă ține foarte mult la dumneavoastră și este pregătită să vă ofere iubire. Trecem mai departe la nativii din Zodia Capricorn. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită. Primul mesaj. Tu contezi pentru mine. Știu că există un motiv pentru care ne-am întâlnit. Deci persoana dragă consideră că sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt. Te rog nu renunța la mine. Este teamă că poate dumneavoastră nu o mai iubiți și este teamă să nu vă piardă. Este mai complicat decât pare. E posibil să aibă și pe altcineva de care momentan nu poate scăpa așa ușor, dar în viitor își dorește să fie alături de dumneavoastră. Ne aparținem unul altuia. Deci, persoana dragă, după cum spuneam, consideră că sunteți foarte potriviți unul pentru celălalt. Ar vrea să fie alături de dumneavoastră. Probabil sunt anumite probleme de rezolvat momentan în viața dânsei, și trebuie să aveți răbdare și speră să nu renunțați la dânsa, pentru că va fi foarte tristă dacă veți face acest lucru. Haideți să vedem ce vă lipsește momentan, și în curând se va îndrepta către nativii din Zodia Capricorn. Acțiune, iată! treceți la acțiune, stabiliți-vă clar obiectivele, ceea ce aveți de făcut și nu mai pierdeți timpul, acționați. Haideți să vedem, vă rog acum să vă puneți o dorință să vedem în cât timp se va realiza aceasta. Pentru dragii mei nativi din Zodia Capricorn. Și avem în 6 zile, iată. Deci se pare că mai puțin de o săptămână dorința dumneavoastră se va îndeplini. Să vedem ce ar trebui să facă nativi din Zodia Capricorn pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă. Purtați cu mândrie propriile defecte și răni, fie că sunt fizice sau sufletești, pentru că ați avut puterea să le vindecați și să le acceptați. Da, trebuie să vă gândiți că potențialul dumneavoastră este nelimitat. De a trece peste orice obstacol, și așa cum până acum ați reușit să depășiți orice obstacol, și în continuare veți face acest lucru pentru că sunteți niște învingători. Nu vă gândiți că aveți anumite defecte sau cel mai bine rănile pe care le aveți, lăsați-le în trecut, nu le căreați cu dumneavoastră mai departe și nu vă gândiți că în viitor, în relațiile următoare, din nou veți fi răniți, pentru că nu există două persoane la fel și nici două relații la fel, așa că nu trebuie să vă faceți griji. Și gândiți-vă că sunteți perfecte așa cum sunteți, cu calități și cu defecte. Deci nu trebuie să schimbați nimic la dumneavoastră. Dacă cumva nu v-ați înțeles cu persoana dragă, înseamnă că a fost o nepotrivire de caracter și nu este vina dumneavoastră, dar nici a persoanei dragi. Deci, pur și simplu au existat niște divergențe de opinii, se pare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!